Ziua Tunetului este numele unui film care a făcut istorie în lumea pasionaților de curse motorizate. Echipa Ochiul de Veghe a simțit pe propria piele acest sentiment atunci când a fost realizat reportajul de față care vă va introduce în lumea vitezei, acolo unde libertatea este totală, iar adrenalina se dezlănțuie într-un mod de nestăpânit. În anii de după Revoluție, ne uitam cu jind la competițiile internaționale, fie de Formula 1, curse gen Le Mans sau campionatul mondial de motociclism viteză. Întrebarea care se punea era dacă vom avea cândva și noi un circuit în România care să găzduiască evenimente de acest gen. Iată că după 25 de ani s-a făcut un prim pas în acest sens. Avem primul circuit situat în localitatea Adâncata din Ialomița, care, chiar dacă nu este finalizat în totalitate, atunci când va fi gata, va putea să găzduiască competiții de un alt nivel.